Cornel Folescu este cunoscut drept un politician care spune lucrurilor pe nume. Asta s-a întâmplat și în cazul comunicatului de presă al AUR, unde acesta critică în termeni duri declarațiile privind tema Holocaustului. Nu pot să trec cu privirea declarațiile din comunicatul de presă al AUR, prin care dau de înțeles că istoria Holocaustului este o temă minoră în curriculum național pentru învățământ. Nu doar că vorbim de atrocități din istoria umanității care au schimbat cursul istoriei și fața pământului, dar acestea trebuie condamnate fără echivoc pentru a nu se mai repeta vreodată. Ambiguitățile din comunicatul AUR nu fac cinste României și ar fi complet fals să fim considerați un stat care proliferează opinii antisemite, afirmă pe Facebook deputatul PSD de Mehedinți, Cornel Folescu. Deputatul PSD de Mehedinți, Cornel Folescu, critică de asemenea activitatea celor de la USR care nu fac nimic altceva decât să promoveze fake news-uri. Într-o notă umoristică, USR ne anunță că a lansat proiectul de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență. În fapt, acest instrument este unul al dezinformării și propagandei mincinoase. Cele două obiective pe care USR le reclamă ca fiind neîndeplinite, adoptarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și stabilirea mandatului legal al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, al Ministerului Finanțelor și al Autorității de Audit, sunt pe deplin rezolvate. Dar la ce te poți aștepta de la un partid care inițiază, susține și propagă constant fake news? Mai spune Cornel Folescu. Acesta susține mereu dreptatea, fiind atent la drepturile și nevoile cetățenilor, dorind să le demonstreze că își merită pe deplin locul în Parlamentul României, iar voturile cetățenilor nu au fost în zadar. Schimbările în bine au început deja să prindă contur, odată cu punerea în practică a pachetului social inițiat și susținut de PSD.